Băuturile energizante reprezintă un pericol iminent pentru sănătatea consumatorilor, acestea având în compoziție o cantitate foarte mare de zahăr și cofeină. Consumate în mod regulat, energizantele pot duce la afecțiuni grave ale sănătății și chiar la deces. Efectul asupra sănătății celor care consumă în mod regulat energizante este unul devastator, medicul spunând că băuturile de acest tip pot cauza accelerarea ritmului cardiac, presiune arterială ridicată, probleme cu somnul, creșterea în greutate, spasme musculare, amețeli și senzație de vomă. Consumul acestui tip de băuturi în mod regulat poate cauza chiar moartea subită. N-ai ce să le faci. Sunt făcute de așa fel ca să aibă substanțele acelea care să te polarizeze, să atragă gustul și pe urmă nu mai poți să mai scap de ele. Trebuie părinții să nu le dea atunci când sunt mici, să se obișnuiască cu altfel de băuturi. Da, energizantele sunt dăunătoare pentru diabet, pentru mai ales copilașii așa. Și pentru noi, eu am diabet de 8 ani și mă feresc de ele ca de dulciuri. Deși există dovezi clare conform cărora cofeina poate avea și efecte benefice asupra corpului, precum performanțe cognitive îmbunătățite, cu toții suntem conștienți că acesta poate avea și repercursiuni fiziologice grave. Să-i oprească. Pentru tineret, pentru oamenii bătrâni care au probleme cardiatice, chiar și pentru șoferi care sunt și bea energizante, ca eu sunt șofer profesionist, ca să poată să reziste la drum încă 300-400 de kilometri, e nociv. Să-i oprească. Ăștia nu. N-aș consuma nici să mă plătească. Înțelege? Dar tinerii sunt, cum să zic... Aproape dependenți. Aproape dependenți, că știți, care și pipăie. Eu am pus și o țigară în gură, nu mi-a plăcut, am renunțat la ea. Că te costă și la buzunar și la sănătate. Dar asta e situația. Ei zic că sunt nu știu cum. Apucă pe Dumnezeu de picioare. Dar mai am mult până ajunge acolo. Fiecare persoană are un anumit grad de sensibilitate pentru cofeină și anumite persoane mai tinere sau cele care au probleme cardiovasculare se expun unor riscuri. De fapt, cofeina are tendința de a bloca aportul de sânge care ar trebui să ajungă la mușchi, rinichi și alte țesuturi.